Am văzut într-un material, într-adevăr, cum Cristian îl încuraja pe Alexandru, îl ținea în brațe, îl mângâia și Alexandru plângea. A făcut o remarcă domnul Eduard Puiu aseară la capricii, și după s-a inflamat destul de tare Cristian și Antonia, cumva îi dădea dreptate. Poate, într-adevăr, a fost domnul Eduard Puiu vocea poporului. O fi văzut comentarii pe grupuri în online și a ridicat această problemă a apropierii dintre doi bărbați pe care nu o înțelegea nici dumnealui. Cristian s-a inflamat, a discutat în continuare în casă, cumva extinzându-se și la ceilalți invitați, că mai mult instigă. Antonia îi dă de apă la moară, cum s-ar spune, are aceeași opinie și spunea chiar că nici măcar nu îi mai salută pe cei care sunt acolo invitați când vine și ea în platou. Doamna Simona i-a anunțat pe toți că e nenorocire ce e pe grupuri, comentarii, memeuri uri și faze de atunci de pe material republicate. Și de asemenea i-a bătut obrazul Antoniei că nu e frumos să vorbească urât de emisiune, că ce nenorocire este acolo când ea a ales să se reîntoarcă și și-a dorit foarte mult. În ceea ce privește reacția lui Cristian, spuneam că amândoi, și el și domnul psiholog, poate au avut o zi proastă, dar nici el nu trebuia să se inflameze atât de tare.